Banii bolnavilor ajungeau până în luna aprilie acestui an în mâinile unora dintre angajați, timp în care pacienții cerșeau o țigară și o verde, o bancnotă de un leu pentru o cafea de la aparat. Așa începea reportajul jurnaliștilor de la Brașov TV în luna aprilie, în momentul în care tratamentul inuman la care erau supuși pacienții cu boli psihice a fost dat în vileag de noua conducere a Spitalului de Psihiatrie. De mai bine de 6 luni, tabloul este total schimbat. După ce reprezentantul legal al unui pacient a depus o reclamație cum că nu știe ce s-a întâmplat cu banii bolnavului, managerul interimar al spitalului, doctorul Nicușor Florin Bugiu, a dispus constituirea unei comisii care să facă verificări amănunțite cu privire la modul în care se încasau banii pacienților și cum erau folosiți. Concluziile năucitoare au fost duse direct la DIICOT Brașov, unde ancheta penală este în plină desfășurare. De astăzi însă noi date aduc în spațiul public trecutul negru al unității medicale. O postare care aparține ASUM Brașov, din care reiese că un pacient decedat pe data de 28 martie 2019 a fost îngropat fără haine într-un sac din plastic, a zguduit opinia publică. Tocmai de la acest caz s-a declanșat cercetarea disciplinară a asistentului șef și a asistentei sociale, dar și ancheta penală aflată în desfășurare la DIICOT. Sesizarea primită de la curatorul persoanei decedate, care a constatat lipsa banilor din pensia de handicap, a determinat constituirea unei comisii de specialitate pentru verificări. Raportul comisiei a incriminat administrarea cu deficiențe a secției, raportul fiind predat procurorilor DIICOT, care au o anchetă în derulare. În aceste condiții, la nivelul spitalului s-au aplicat sancțiuni administrative în urma unei anchete disciplinare. Dezaprobăm vehement practici precum cele constatate în cazul bărbatului decedat și dăm asigurări că astfel de situații aparțin trecutului unității medicale, a precizat într-un comunicat de presă managerul interimar al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, doctorul Florin Nicușor Bugiu. După publicarea fotografiilor cu pacientul pregătit pentru îngropăciune, polițiștii brașoveni s-au autosesizat în acest caz și fac cercetări. Anchetă fac și procurorii DIICOT cu privire la modul în care au fost cheltuiți până în luna aprilie anului 2019 banii pacienților secției din Vulcan. Într-o adresă trimisă redacției Brașov TV, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, confirmă că urmărirea penală este începută in rem, pe fapte și nu pe persoane și se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional și furt cu consecințe deosebit de grave. Potrivit unor surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, procurorii fac audieri și urmează să extindă cercetările și cu privire la banii încasați din efectuarea în urmă cu ani buni a unor studii clinice făcute fără respectarea legii.